Exact. Cam 50 de asociația Amper și aveți și voi tot cu baza legilor astea. Da. Puteți să ne ziceți dacă ce s-a întâmplat aici azi? Am fost la Curtea Constituțională, unde am avut termen astăzi. Am cerut o excepție de neconstituționalitate pentru legea partidelor. Am reușit să vorbesc jumătate din cât aveam de vorbit, după care am fost oprit, semn că onorata curte are deja soluția în cap, nu avea nevoie de argumente din partea noastră. Ce mai vreau să le spun și o să pun pe blog, dacă aici nu m-au lăsat, este că orice mecanism e pus în funcțiune de un sistem de operare. Un computer, de exemplu, e pus în funcțiune, printre altele, de un sistem Microsoft, care se vede Windows. Știți? Windows. Orice sistem de operare poate fi perfect, mai puțin perfect sau total imperfect. Windows-ul, de exemplu, e total imperfect. Are o grămadă de uși deschise, și anumite backdoors, pe care pot fi plasat virus. Nu, rostul nu e să fie plasat, nu de aceea există aceste backdoors-uri și aceste uși de lăsate deschise, pentru că ei sunt proști și nu știu să le închidă. În Windows totul e lăsat deschis ca să poată intra ei, ca să spioneze utilizatorul. Numai că nu sunt de proști și vedem asta. Dacă un hacker găsește un backdoor din ăsta într-un soft, de exemplu la Facebook, da. Dacă găsește un backdoor la Facebook sau un bug la Facebook și raportează la Facebook îi dă o grămadă de bani. Aici am venit la curte în ideea că este instanța supremă care veghează asupra regulilor din această, nu? Un sistem de operare, un sistem de reguli. Curtea Constituțională are grijă ca regulile din a ei ar fi un fel de administrator de sistem. Și eu vin și le raportez lor, am găsit un backdoor în sistem. Domnule administrator, vă rog frumos să o închideți, că pe acolo intră tot felul de impostori, de răuvoitori, de virus social din așa. Nu m-au lăsat să spun până la capăt. Oricum legea asta se va schimba, pentru că semnele sunt foarte clare din partea Parlamentului. Au nevoie să primească clasa politică și nu au cu cine, pentru că nimeni nu mai vrea să meargă alături de partide tradiționale. Și vor face acum o mișcare. Noi am vrut să cerem o îndreptare clară în Constituție, în așa fel încât textul acela, articolul 40, paragraful 1, care zice orice cetățean din România este liber să se asocieze în partide, asociații, Noi am fi dorit să se pună acolo încă un cuvânt care să blindeze Constituția. Acolo este backdoors-ul în acest articol, să se spună liber și necondiționat. Deci un cuvânt care ar face blindat acest articol și următoarele majorități parlamentare care o să vină iară cu legi și acum o să o schimbe, o să facă legea cum trebuie. După aceea următoarea o să vină și o să zică, hai mă că sunteți destui în țara asta care faceți politică, iară bagă o aberație. Și mișcă legea cum vor, dar dacă în Constituție e prevăzut clar, nu o să mai poată să schimbe cum vor. Despre asta e vorba. Asta urmărim noi. Nu pentru noi neapărat, pentru toți românii, pentru toți tinerii din România care vor să acceseze o funcție, să-și facă o meserie sau o carieră în politică, de ce nu, și să aibă grijă de noi. Noi suntem leneși. Avem nevoie de unii care să aibă grijă de noi, niște administratori din ăștia, de sistem. Și noi să stăm, să pescuim, să nu știu ce, totul să fie bine. În momentul în care ăia n-au grijă noi cum trebuie, noi nu putem merge la pescuit, că nu avem bani de undiță, putem, știu eu. Cam asta e, pe scurt. Și care poți face până acum și ce pași mai se poate face de acum? Dacă aici nu merge. Păi de acum mergem la CEDO. Cum au făcut rușii, că nici asta nu mă lăsa să spun. Rușii aveau 40.000, aveau obligativitatea a veni cu 40.000 de semnături. Au făcut niște manifestări în 2011, stradale puternice. Partidul Republican din Rusia s-a dus la CEDO. Nu CEDO, scuză-mă, la Comisia Europeană, care e altceva. La Comisia Europeană de Drepturile Omului. Ba, asta e. Nu, CEDO. Curtea Europeană. Curtea Europeană. CEDO. A, asta e Comisia Europeană. Deci Comisia Europeană e o chestie care e deasupra unei zone mai mari decât Europa. Și Rusia a semnat niște acorduri la Comisia, fără să fie parte din Europa.
Și aia le-au dat dreptate. Și pe deasupra Comisia de la Viena, care e un fel de tata curților constituționale, și aia le-a recomandat Dumei de Stat să schimbe dracu legea asta. Și în 2012 rușii au scăzut ștanga de la 40.000 la 500. Deci cu 500 de ruși faci un partid politic. Ceea ce este extraordinar în condițiile lor, în care 700 de milioane cât sunt rușii. Foarte mulți. Ei, la noi în România trebuie să adunăm 25.000 de semnături. Și nu numai semnături, că poate era simplu dacă era numai numele și adresa asta. Dar trebuie CNP-ul. O română, după ultimele isprăvi care s-au întâmplat, românul nu mai vrea să dea CNP-ul, nici dacă îl tai. O să-i fii mama lui. Că dacă îi cer CNP-ul, zice, se uită urât. Ce vrea asta? Asta vrea să facă ceva cu mine. Deci mergem la Comisia Europeană și acolo am pus Ileana Sivor. Am preferat să nu mergem, că ne costă bani, energie, timp. Am cam plictisit. Vrem să mergem la pescuit. Voi mergeți amândoi.